Bună ziua, dragi cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Zilele Sănătății Mentale, o zi pe care o aniversăm, o sărbătorim pe data de 10 octombrie, Ziua Mondială, Ziua Internațională a Sănătății Mentale. Astăzi este alături de noi Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, și vom vorbi despre gestionarea emoțiilor copleșitoare, despre felul în care reușim să ne redobândim autocontrolul. Avem și, bineînțeles, o recomandare de carte, ca întotdeauna, cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamentală dialectică de Matthew McKay, Jeffrey Bradley și Jeffrey Wood în colecția Psihopractica a editurii Herald. Foarte multe cărți în ceea ce privește zona aceasta de psihologie, psihoterapie, dar și de creștere spirituală, le găsiți pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii. Claudia Jimeno, cum putem să definim un adult sănătos, un adult echilibrat din punct de vedere emoțional? Ce putem face în așa fel încât să avem acest obicei, aș putea spune eu, un obicei sănătos în ceea ce privește inteligența emoțională, dar și igiena noastră relațională. Pentru că așa cum avem grijă de corpul nostru, noi chiar am mai vorbit legat în intervențiile anterioare legat de toaleta emoțională, felul în care reușim să avem grijă și de emoțiile noastre și de psihicul nostru, de starea noastră de sănătate mentală, la fel cum avem grijă de corpul nostru, la fel cum avem grijă de sănătatea noastră, așa cum avem grijă de ce anume mâncăm, de ce alimente folosim, să avem grijă și de aspectele astea de ordin emoțional, care își pun cumva amprenta asupra relațiilor pe care noi le avem cu cei din jur, indiferent că vorbim despre relații socioprofesionale, relațiile cu colegii, relațiile cu prietenii, cu copiii, cu partenerii de cuplu sau chiar cu părinții noștri. Bună, Sorin, și mulțumesc mult de invitație. În primul rând, ca să încep să răspund la întrebările tale, legat de partea emoțională, cum putem să facem cu emoțiile noastre sau cum să menținem echilibrul emoțional pe care îl avem ca să putem să ducem o viață cât mai liniștită, cât mai fericită, este să înțelegem un pic care este dinamica emoțională pe care o avem. Pentru că de multe ori și în societatea este mai degrabă susținut conceptul că emoțiile, mai ales negative, trebuie înghițite în interior și dacă le înghițim suficient de bine, ele vor dispărea. Și dinamica noastră emoțională nu funcționează așa. Noi înghițim emoțiile și oamenii care fac acest lucru devin din ce în ce mai încărcați, mai tensionați, apar tot felul de simptome, inclusiv somatizării, sau sunt mai irascibili, sau nu dorm bine, pentru că toată energia emoțională este conținută în interior și ea nu poate să se exprime. Și atunci, când avem o emoție, eu este să o eliberăm, să o ascultăm, doar că într-un mod igienic. A lăsa emoțiile să iasă sau a exprima o emoție nu înseamnă să te ceri cu cineva, nu înseamnă să înjuri, nu înseamnă să creezi tensiune în jurul tău, în celelalte relații, fie că sunt la serviciu sau acasă, sau nu înseamnă să spui ce-ți trece prin cap, ci mai degrabă să hotărâm noi felul în care vom exprima acea emoție. Pentru că exprimarea noastră emoțională, adică că este un zâmbet sau că sunt țipete sau că e un compliment sau că este ceva neplăcut, un reproș sau un juram etc., vor contribui la calitatea relațiilor noastre și în funcție de calitatea relațiilor noastre, calitatea noastră a vieții se va schimba într-un fel sau altul. Și este clar că dacă noi reușim să hrănim relațiile noastre și să creăm
în jurul nostru un mediu de armonie, cu siguranță somnul nostru va fi mai bun, sănătatea noastră va fi mai bună și noi vom avea mult mai multă energie, mult mai multă creativitate pentru a duce o viață bună și bucuroasă. Dar când noi nu facem în felul acesta, ne încărcăm cu tot felul de emoții, de tensiune interioare, care se vor răsfrânge asupra emoțiilor și asupra sănătății noastre. Este adevărat că noi nu putem alege ceea ce simțim. La nivel de gânduri putem alege la ce să ne gândim și așa de multe ori este greu. Ne invadează gânduri și nu reușim să le dăm la o parte. Dar în principiu noi putem alege la ce să ne gândim. La nivel emoțional, noi nu putem să facem această alegere, că altfel ar fi ușor. Ne trezim dimineața, zicem fericire și toată lumea e fericită. Nu funcționează așa. Ne simțim într-un fel sau altul și important este să decidem cum să manifestăm acea emoție, ce să facem cu ea, cum o vom asculta sau cum o vom scoate din noi, astfel încât ea să se poată libera. Deci, din punctul meu de vedere, acest este adevăratul control al emoțiilor. A controla o emoție înseamnă a o gestiona într-un fel care să-mi aducă mie un beneficiu, mai multă armonie interioară și mai multă armonie în relațiile mele, în viața mea în general. Nu să o înghit să devin o bombă nucleară pe punct de explozie. Da? Și acum, cum putem face noi ca să scoatem, să ascultăm aceste emoții într-un mod igienic. Dacă vorbim de emoții negative, vorbim de la oftica, la frustrare, nervii, chiar ură, furie, care vin ca o explozie. Deci când ne enervăm, noi, unele persoane simt energie în zona asta, deci vor țipa, alte persoane simt energia la mâini și vor să distrugă ceva, să mototolească ceva, să strângă sau să rupă sau ceva. La alte persoane se duc spre picioare și atunci energia și tensiunea aceea se vor duce pentru descărcării legate de picioare. Vor sări, vor da șuturi, vor... Înțelegi? Energia care se duce acolo. Și noi putem să lăsăm această energie să iasă doar că într-un mod igienic. Asta ce înseamnă? Să fim în intimitatea noastră, în interiorul nostru și înseamnă în primul rând spațiu, să fim într-un loc în care noi să putem să fim doar cu noi, în intimitatea noastră și să nu avem spectatori în jurul nostru. Și în momentul în care noi avem acest spațiu, putem să scoatem și să eliberăm aceste emoții, care în principiu noi le considerăm negative. Ele, de fapt, vin cu un mesaj către noi și atunci când le ascultăm, noi putem afla, de fapt, ce ne deranjează, ca și cum, ascultându-le, punem puntele pe ei cu ceea ce avem de schimbat în viața noastră. Și sunt emoții care dacă le păstrăm în interiorul nostru, vor crea o constipație emoțională, deci vor dauna sănătatea noastră emoțională, psihică, fizică, până când vom reuși să le scoatem. Eu întotdeauna fac paralela cu cum asimilăm ceea ce este bun în interiorul nostru când mâncăm și hrănește viața noastră și ceea ce nu este bun, care necesită să fie scos afară. Emoțiile vin și pleacă, vin și pleacă. În momentul în care noi ascultăm o emoție, că e pozitivă, că e negativă, noi avem un beneficiu de la ea. Fie ne simțim bine, capătăm energia, devenim mai creative cu emoții pozitive, fie emoțiile negative ne spun ce avem de vindecat, ce avem de schimbat în viața noastră și de ce e important să le ascultăm. Dar este necesar de asemenea să le lăsăm să plece, să le scoatem. Și atunci, când le scoatem, putem să înțelegem de fapt ce vrea să ne spună și eliberăm un spațiu în interiorul nostru, eliberăm acea tensiune din interiorul nostru, care, dacă o ținem în interior, poate să producă anxietate, stres și tot felul de somatizări. Deci, cum spuneam, deci avem emoțiile care sunt explosive, gen furie, care
vor să facă ceva și energia se duce să iasă din corp, dar într-o formă explozivă, țipete, lovituri, e strâns sau orice altceva. Și emoțiile, gen singurătate, tristețe, desamăgire, care ne constrâng. Emoțiile explosive le lasăm să iasă cum ies și emoțiile care ne strâng în interior, care inclusiv corpul se face, simțim că se face mai mic, acela propun fie scris, fie mâzgălit, ca ele să poată să iasă. Sunt emoții, cum este, de exemplu, tristețea sau desamăgirea, care vin de multe ori cu plâns, dar plânsul nu este suficient și atunci este necesar să facem și o acțiune și propun mâzgălitul, astfel încât aceste emoții să poată să iasă și printr-o acțiune pe care noi o să o facem. Pentru că de multe ori noi ne plângem de mila. Intenția noastră nu este să ascultăm emoția și să o scoatem din noi, să o liberăm, ci mai degrabă acumulăm și mai multă tensiune plângându-ne de mila. Atunci emoția nu se duce, nu se liberează și mai degrabă se acumulează mult mai multă tensiune. Dacă în principiu o emoție când este trăită și ascultată, durează undeva între 5 și 20 de minute. Dacă e o emoție, să zicem, că n-am o constipație emoțională foarte mare, va dura cam 5 minute. Și după aceea, dacă e un pic mai mult, va dura 20 de minute. Dificultatea noastră este că noi încercăm să nu simțim acea emoție și atunci o punem o rezistență. Emoția vrea să iasă și noi vrem să o băgăm în interior. Și din tensiunea aceasta, din rezistența aceasta, apare durerea emoțională pe care o simțim. Și dacă continuăm cu presiunea aceasta, că și durerea vrea să iasă și noi continuăm cu chestia asta, apare suferința care se poate menține în timp, săptămâni, luni, ani. Deci cu cât învățăm să simțim emoțiile noastre, să le eliberăm și să le lăsăm să iasă în toaletele noastre emoționale, cum zic, mergem la toaleta și facem pipi și caca. Le lăsăm să iasă și ne-am eliberat și am păstrat sănătatea noastră fizică. În același fel, putem să păstrăm sănătatea noastră emoțională alegând noi cum să manifestăm, cum să ascultăm și cum să scoatem din noi acea emoție negativă care ne deranjează. Și în felul acesta evităm suferințele și durerile emoționale. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre emoții, despre emoții negative, cum le gestionăm, alături de Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, recomandarea de carte, gestionarea emoțiilor copleșitoare, cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, o carte superbă publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald în cadrul acestei frumoase campanii Zilele Sănătății Mentale. Le mulțumim foarte mult Claudiei Jimeno. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!